Am să fac o scurtă radiografie a proiectului operațional Infrastructura Mare. Știți foarte bine că avem două proiecte. Un proiect regional care are o valoare foarte mare de 3,5 milioane de miliarde de lei și mai avem încă un proiect în zona Onești care are o valoare de 275 de milioane de lei. Proiectul, am să vorbesc mai mult despre proiectul regional, pentru că este și județul Constanța în acest proiect. Sunt 56 de proiecte în 91 de localități. În județul Constanța avem 40 de proiecte în 70 de localități. În luna mai, când am avut noi conferința de presă, aveam un progres fizic la apă de 48%, la canalizare aveam 54%, iar acum avem la apă 54,78% și la canal 58,14%. Iar progresul financiar era 46% în luna mai, acum este 48%. Aceste două puncte procentuale înseamnă, cred că, vreo 20 de milioane de euro. Lucrăm cu 160 de constructori în aceste localități. Am reușit să facem recepția în 25 de localități, dintre care în județul Constanța, în 20 de localități. Nu vreau să le număr, o să le pun Irina la dispoziție. Ne-am propus până la sfârșitul anului să facem recepția în 24 de localități în toate județele, dintre care numai în Constanța, 22 de localități. Eu spun că suntem în grafic, chiar dacă sunt aceste vremuri foarte critice și foarte complicate, trebuie să știți dumneavoastră că este foarte greu să lucrezi cu constructorii când prețurile astea au luat o razna. Ne-au ajutat guvernanții cu aceste ordonanțe și încercăm să ținem un ritm. Considerăm că vom termina la timp acest proiect. V-am amintit în luna mai că trebuie să facem niște opriri. Știți că am întins conductele, mai ales pe Aurel Vlaicu. Pe Aurel Vlaicu am avut o conductă de 1000, de 800, de 400 și una de canalizare de 500. Conducta de 1000, să știți că am reușit să o racordăm la sistemul nostru și furnizăm apă în palas pe această conductă și acum trebuie să facem niște lucrări de conectarea celorlalte conducte și, bineînțeles, a lucrărilor pe care le facem în palas. Prima oprire o facem în cadrul proiectului CL32, vorba de aducțiunea firul 3 DN800. Trebuie să conectăm la această aducțiune sursele Cijmea 1A și Cijmea 1C. Această lucrare va dura 24 de ore și va fi după data de 12 septembrie, nu? Deci săptămâna viitoare, nu vă pot spune exact data, pentru că mai sunt niște materiale de adus, de aprovizionat. A doua lucrare mare pe care o facem noi, la Palas, stația de tratare și pompare apă Palas, este în cadrul proiectului CL35, înlocuire vană SP3, înlocuire zona 1, înlocuire vană 65-73, realizări bypass-uri, sunt mai multe echipe, dar în același timp, Raja Constanța, cu oamenii pe care i-are la dispoziție, are 10 puncte de lucru extrem de importante. Trebuie să înlocuim niște vane, să montăm niște debitmetre, pentru că, așa cum am spus data trecută, noi avem un proiect foarte ambițios de reducerea pierderilor de apă și trebuie să sectorizăm orașul. Zona afectată, din păcate, este destul de mare. Dacă vedeți aici cartierul Palas, Brătianu, zona industrială CET, zona industrială CET Caraiman, cartierul Faleză Sud, cartierul Far, zonele Baba Novac, Alta Traian. Deci este o zonă mult mai mare, va dura 36 de ore și va fi după 19 septembrie. Știți că orașul Constanța este alimentat din două surse, una de suprafață, care este Galeșu, și una de subteran. În sursa de apă Galeșu trebuie să făcute mai multe lucrări, întrucât această sursă a fost făcută în anii 60-65 și practic schimbăm toată izometria de acolo, schimbăm vanele, schimbăm niște colectoare, deci sunt niște lucrări foarte importante care sunt în cadrul proiectului CL35. Zona afectată, cartier Palas, cartier Brătianu, zona industrială, cartier Faleză Sud. Vreau să vă spun că aici vom da apă cu presiuni scăzute. Probabil că noaptea, cum am mai avut noi o problemă de genul ăsta, o să dăm în aceste zone apă cu presiuni scăzute. După ora 10 până a doua zi dimineața, probabil la ora 6. De ce facem treaba asta? Pentru că între timp am reușit să punem în funcție conducta de 800 și de 1000, care aduce un aport mult mai mare de apă
în palas. Și atunci putem să suplinim în proporție de 80% apa necesară orașului Constanța. Deci în perioada aceea se va da numai apă de subteran. După ce vom face în totalitate toate lucrările pe Aurelul Laicu și vom conecta toate aceste conducte, putem să asigurăm în proporție de 90%, deci 24 în 24 de ore, apă în orașul Constanța, Năvodari, partea de sud de Forie, Tuzla, Techirghiol, numai din surse de suprafață. De fapt, ăsta a fost și scopul acestui proiect. Și acum vine conducta asta, care tot am văzută prin ziar și cu buldoiul excavatorul la galben, sau cum se numea. E vorba de conducta de pe Tomis. Știți că am întins o conductă acolo de aproximativ 1,2 km cu diametru de 800. Am făcut toate testele, toate verificările, acum trebuie să conectăm. Practic, conectăm, deconectăm conducta veche și conectăm conducta nouă pe această lungime. Este o zonă mai sensibilă pentru că această conductă alimentează rezervoarele din această incintă de la noi, de la Călăraș. Este o zonă foarte mare, din păcate, afectată. Este din această sursă, se alimentează rezervoarele de la noi, de la stația din Călăraș, și de aici se duce apă spre zona Faleză, zona Centru, peninsulă, Bulevardul Aurel Laicu, orașul Ovidiu, deci este o zonă destul de importantă care este afectată. 36 de ore durează, la fel vom începe seara la ora 10 și vom termina a doua seară. Deci este o lucrare foarte importantă și trebuie să o facem. Colegii mei se mobilizează, n-am intrat în amănunte, dar sunt foarte mulți. La ultima oprire, spre exemplu, o să fie 60 de colegi, o să fie 40 de utilaje. Sunt mobilizați, întotdeauna am făcut lucrul acesta cu răspundere și sunt convins că vom face la timp aceste deconectări și conectări. Sunt cele mai mari lucrări pe care Raja le-a făcut în orașul Constanța, de când sunt eu aici de 22 de ani. Sunt conducte care trebuiau înlocuite, conducte în anii 60-65. Avem, spre exemplu, pe Aurel Vlaicu, la conductele vechi, avem câte 15-20 de avarii. E adevărat că nu simte lumea, dar sunt avarii care se fac în presiune. După înlocuirea acestor conducte, cu siguranță o să dispară acest disconfort și cu siguranță nu o să mai avem pierderi de apă care le avem pe transportul acestor magistrale, care sunt foarte mari. Nu înseamnă că am terminat toate treburile în orașul Constanța. V-am spus mai devreme, mai sunt încă vreo 250, aproape 300 de kilometri de rețea de apă, care au o vechime mare de 50 de ani. În afară de proiectele din cadrul Păimului, să știți că avem proiecte foarte ambițioase în zona de energie. Ne place, nu ne place, vom deveni producători de energie. Am învățat să producem apă, am învățat să facem proiecte pe infrastructură de apă și canalizare, acum suntem obligați să facem aceste proiecte în zona de energie. Ne-am pregătit, să zicem așa, o strategie, în mai multe etape. Ne-am vrea să facem foarte repede, să producem foarte repede energie, dar este greu de obținut pentru că costă foarte mult, după cum știți. În momentul de față avem pe SICAP un proiect de 500 de kW pentru această zonă. Toate acoperișurile de la această clădire vor fi acoperite, aceste clădiri vor fi acoperite cu panouri solare. Vom avea un proiect de 456 sau ceva de genul ăsta de kW putere instalată, necesar pentru a diminua consumul de energie cu 30% din incinta noastră de aici. Vreau să vă spun că am mai fost ridicat pe SICAP, n-am avut niciun ofertant, motivul nu sunt panouri și nu sunt invertoare. Am ridicat din nou pe SICAP și pe data de 12 avem deschiderea, sperăm să vină. Asta este un proiect pe care îl facem din banii noștri, ne costă vreo 3 milioane de lei. Avem un proiect foarte ambițios pe care l-am împărțit în două, primul de 6 MW putere instalată și unul de 8 MW putere instalată. Cel de 6 MW are studiu de fezabilitate, are expertiza, se face în 11 locații, vorbesc de stații de epurare, stații tratare, stații de pompare, surse de apă. Am avut un audit energetic cu o firmă de consultanță de la BERD. Au venit la noi, au făcut o analiză foarte clară, este un proiect bancabil, ne pot pune la dispoziție oricând bani necesari ca să facem acest proiect.